Bine ați venit la Muzeul Național Literaturii Române, sunt Lorina Popa, reprezint cu bucurie și bucurie această instituție. Iar astăzi avem un motiv în plus pentru a ne bucura. De ce? Nu numai pentru că îi avem alături pe doamna Maria Nasipo și pe domnul Bogdan Dercea, dar astăzi Muzeul Național Literaturii Române a primit o donație din partea familiei scriitorului Maria Tereza, pe care mă bucur să împărtășesc cu dumneavoastră despre primele persoane care vor vedea această donație. Sunt foarte fericită că o puteți vedea și dumneavoastră în premieră. Este vorba de celebra servietă diplomat de culoare neagră, Samsonite, pe care Marie Preda și-a achiziționat de la Paris, împreună cu celebra pălărie și cu un stilou cu veniță de aur, care se află încă în posesiv familiei, bineînțeles. Dar am simțit așa o bucurie pe care nu ne-am putut o reprima, pentru că nu e puțin lucru să privești din ochii fiului Marin Preda, Alexandru Preda, și să-ți dai seama că se întâmplă acolo un soi de lucru extraordinar. Acești ochi l-au privit pe mine, iar eu am putut exact așa cum s-a întâmplat și cu Arghezicu Eminescu, am privit și eu în ochii lui și m-am putut bucura. Cred că se află acolo servieta. Gabi? Servieta se află un manuscris pe care, de asemenea, familia Dăduiește Muzeului Național Literaturii Române. Este vorba de un articol pe care m-a impresat la ce este iarăși interesant. Este că l-am rugat să mă împărtășească din povestea acestei serviete și ne-a spus este o servietă la care ținea foarte mult, pe care își purta manuscrisele, de care nu se dispărțea niciodată. Lucrul acesta nu se poate și pe și de asemenea, l-am urmat să-și amintească, a avut curiozitatea aceea copilărească de a căuta, de a... și mi-a spus că da, a fost curios și el și fratele lui, și că această servietă avea cumva aici, în margine, bineînțeles, inițialele M și P, de la Marin Preda, pe care, bineînțeles, cei doi au avut grijă să le desfacă de acolo și le-au făcut pierdute. Nu mai există. Dar mânerul, de asemenea, s-a plătit, nu știu, Alexandru, ce s-a întâmplat. Însă, vă dați seama, gândindu-mă la ce manuscris a făcut această servietă. Cum să nu fiu străbătut așa de un fior? O să-l convinsă că și dumneavoastră, doamna Mariana Sipă, dumneavoastră ați fost vizionară, pentru că să vă împărtășesc un secret. Ieri, împreună cu colega mea, Gabriela Toma, am vizionat toate filmele care s-au derulat pe parcursul zilei de astăzi, când s-au primit 99 de ani la Muzeul Marin Preda, pregătindu-ne pentru astăzi. Și am deslușit, la începutul filmului pe care îl veți vedea și dumneavoastră, că doamna Mariana Sipoș a avut așa o presimțire. Afirmă la început că vom avea, cu sigur, că nu se știe sigur dacă în acel an, în 1995, cred că s-a afirmat prin interviul postului de acolo, da, în 1995 spunea că în 2022, cu siguranță, vor avea loc evenimente care să prezinte și să se gândească cumva așa la centenarul primariei Preda. Deci, iată, știți cum a fost așa, ca o lovitură în plex, incredibil, zic, cum s-a gândit noi pregătim, bineînțeles, alături de dumneavoastră și numai acest centenar mai în Preda.
perioadă în care am, prin care am trecut cu toții, cea mai... Vă rog, domnule Iordan. Mulțumesc frumos pentru prea maguritoarea introducere. Perioada pe care o parcurgem, nu prin care am trecut, pentru că nu s-a terminat. Suntem acum, cum ne explică specialiștii epidemiologii, între valuri. Dacă nu cumva deja în urcare cu creastă, viitoarea creastă a celui de-al patrulea. Suntem într-o perioadă foarte complicată și nu știm când, cum se va termina. Un lucru pe care eu tot repet este că e o perioadă extraordinar de grea, e o perioadă tragică, acolo unde e vorba de vieți pierdute. Asta nu mai suportă niciun fel de relativizare. Și sunt pe planetă, dacă ne uităm și în statisticile internaționale, aproape sau în jur de 4.300.000 de oameni care au murit. Pentru că au contractat acest virus, coronavirus. Și sunt alte milioane care s-au vindecat, dar au rămas cu sechele, deci care vor trăi tot restul vieții, respirând mai greu sau refăcându-se greu. Aici e bilanțul cel mai negru, apăsător, întristător al acestei pandemii, dar sigur că și în ansamblu, pentru toată umanitatea, e o perioadă complicată, grea, cu multe temeri, incertitudini, cu probleme concrete. Economiile, cum știți, s-au oprit o vreme în mare măsură, acum și mai revine economia mondială, dar tot sunt mari probleme de multe feluri. Între altele, în educație. Eu sunt profesor, cu studenții ne-am descurcat bine, sau chiar foarte bine, pentru că e mai facilă comunicarea prin internet, prin intermediul computerelor, între adulți, iar studenții sunt primii, dacă privim către treptele de învățământ, primii elevi adulți. După ce mai întâi aveam, tu în ce clasă ești? A doua. Deci avem mai întâi copiii, poate și de grădință, dar eu cred că acolo nu prea s-a lucrat online cu ei. Tu ai făcut școală online? Da. Deci sunt clasele primare, formă gimnaziu, formă și liceul, unde deja nu mai sunt copii, ci adolescenți, dar tot sub limita de vârstă de 18 ani, care e limita maturității și, de altfel, și juridic. Cum știm, după 18 ani, fiecare fată, fiecare băiat, fiecare cetățean și intră în drepturi, din punct de vedere al legislațiilor naționale. Lucrând cu ei, tineri, foarte tineri, studenții, dar deja adulți, e mai ușor. Cu copiii, cu elevii, cu adolescenții de la liceu, mai greu, dar și în general se fac, cum știți foarte bine, aprecieri negative sau sceptice sau chiar acuzatoare. Nu e bine, nu se face cum ar trebui. Guvernanții sau Ministerul Educației sau cine mai răspunde nici colo, pe țară, pe județe, ar trebui cu totul altfel să facă. Sigur, ideea avem. Și dacă se va face cu totul altfel, vor fi cei care vor spune că trebuia ca înainte să fie altfel. Sau altfel decât altfel. Poate să fac o mică paranteză? Ce spune că vă rog? L-am întrebat pe Alexandru. Ocazia asta și trebuie să cafea. L-am întrebat pe Alexandru Preda, vis-a-vis de toate aceste obiecte pe care nu mai putem să ne despărțim astăzi, telefon, mobil, lucrurile astea. Și l-am întrebat-o ce ați făcut atât, ați fost de acord cu toate aceste metode
tehnologice și mi-a spus că nu. Singurul lucru pe care scria întotdeauna cu scriitorul, nu foloseam niciodată mașina de scris și vorbea, în schimb, foarte mult la telefon. Îmi plăcea extraordinar de tare să vorbească la telefon. Deci, iată că... Da, deci, mai devreme sau mai târziu s-a fi adaptat și el și a fi folosit un telefon mobil, eventual rădăcit de copii, cum se întâmplă cu unii dintre mai vârstnici. Dar chiar și în ce privește folosirea unui computer, cum putem ști, suntem în zona lui what if, sau as if, ce-ar fi dacă. Dacă ar fi trăit, cum s-ar fi petrecut lucrurile. Eu am o mică teorie, presupun că unii dintre dumneavoastră mă pot confirma rapid dacă vă descriu scurt, și anume că scrisul la computer este mai aproape de scrisul de mână decât de scrisul la mașină. Aparent nu, pentru că și mașina de scris avea claviatura cu literele dispuse așa cum s-a inventat în această distribuție care pare anapoda, cu literele nu în ordinea în care recităm alfabetul, în realitate sunt calculate în așa fel încât degetele să alterneze literele și să poți cu o anumită armonie a mișcărilor să scrii rapid pe toată claviatura. Deci când au apărut computerele cu claviatură, păreau niște mașini de scris mai performante, electronice, nu electronizate. Dar cine a scris la mașină, poate sunt printre dumneavoastră persoane care au folosit mașina de scris, înainte să apară computerul. Dacă băteai ceva la mașină, de obicei, eu cel puțin n-am scris niciodată direct la mașină, scriam articolele pe hârtie, pe urmă dactilografiam. Dacă după ce dactilografiam vroiam să mai adaug un paragraf, trebuia să redactilografiez toată pagina, că n-aveai unde să înghesui un paragraf într-o pagină deja acoperită de rânduri. Pe când în computer, cum bine știți, programele de scriere îți permit să te duci înainte, înapoi, să inserezi, să schimbi, așa cum nu puteam face la mașina de scris, dar cum facem când scriem pe hârtie, când tăiem, tragem o linie, facem o bulă, și adăugăm niște cuvinte sau scriem pe spate un paragraf care îi face un semn unde se inserează în textul propriu-zis. Deci, cel puțin din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că scrisul la computer este mai facil decât la mașina de scris și mai apropiat într-un fel. Sigur, descriu cu toate, cu toate grija. Nu o să pretind că scriem așa cum scriem grafind, efectiv, cu stilou pix creat. Bun. Dar poate că și mai înainte s-ar fi adaptat chiar și la un computer. Cunosc persoane de vârstă foarte avansate care mai de nevoie, mai de plăcere s-au adaptat. Deci e o perioadă foarte complicată. Eu obișnuiesc să spun celor care deplâng perioada, încă o dată, dincolo de victime și de viețile omenești, care sunt prețioase și nu pot fi în niciun fel recuperate, nu trebuie să minimalizăm nicio clipă gravitatea situației. Dar în rest, ce pierdem? Ce nu se întâmplă? Ce ramuri economice sau magazine sau restaurante s-au închis sau nu e acces integral? Că trebuie să purtăm măști și vorbitori în public, cred că există în reglementările oficiale mențiune, au voie să-și dea masca atâta timp cât sunt la microfon. Nu am chiar un microfon aici, dar de fapt e un microfon mic lipit de Daniel, ce-o parte pe masă. Că nu reușim să facem școală cu elevii, studenții noștri, la fel cum am face-o când suntem față-față. E destul de evident că se pierde ceva. Cu toate aceste pierderi, părerea mea este că ceva totuși compensează. Și anume, experiența cu totul extraordinară a unei crize planetare. Experiența asta, cât o să trăim, mult, în numele cazuri, puțin, mai puțin,
Dar să sperăm că toți de aici o să trăim mult și mai avem de împărtășit impresii și amintiri, toți ne vom aminti. Și când tânărul domn de aici, din primul rând, o să aibă el copii, urmă copii, o să aibă copii și tu ai să fii bunic cândva. Te gândești la asta ca să fii cândva bunic? El le va putea spune nepoților lor: eu am prins marea pandemie cu COVID-19 când stăteam acasă și făceam școală prin computer și așa mai departe. Ce fel de compensație asta? Nu e o compensație propriu-zisă. Adică nu îți dă înapoi învățătura pe care ai fi primit-o sau, mă rog, comunicarea, da, interferența de tip comportamental, tot ce se întâmplă atunci când trăiești împreună într-o clasă cu o educatoare, cu o învățătoare, cu profesoară, cu profesor. Asta nu le primești înapoi, dar experiența te marchează ca o experiență a gravității. Ori gravitatea e ceva care ne încarcă, nu numai în sensul că ne apasă, dar ne încarcă și în sensul îmbogățirii sufletești, îmbogățirii percepțiilor umane. Nu? Deci noi vom rămâne toți marcați de aceste experiențe care ne-au făcut să ne gândim la destinul omenesc, la moarte, la sănătate, la toate lucrurile astea importante. E o perioadă complicată. Ei, până să se întâmple și valul 4, poate nu va fi așa de grav, de amplu, cum deja, din păcate, a fost în India, este în Marea Britanie, în alte părți, vom vedea. Deocamdată, iată, putem să ne întâlnim într-o sală la Muzeul Național al Literaturii Române din București pentru a marca o dată de calendar, de biografie a unui mare scriitor. E un lucru foarte bun. S-a putut ține în weekend, în grădină, festivalul de poezie, Gelu Naum, cu asistență așezată pe scaune, îndepărtate, și cu mulți poeți citindu-și prin internet versurile de la domiciliu, din România, din Republica Moldova, mulți, pentru că a fost un focus, o temă principală a ediției de acest an, a șasea ediție, poeții din Republica Moldova, din Basarabia, și cu alți autori, traducători ai lui Gelu Naum, care au intervenit în festival, și-au relatat experiențele de traducători și au citit și versuri de Gelu Naum traduse sau versuri ale lor, proprii ale traducătorilor, poeți din Statele Unite, Germania, Franța, Polonia, Ungaria, destul de țări. În diverse formule, deci hibrid, cum se spune acum, și cu prezență fizică, dar și cu posibilitatea de a urmări prin internet, cu participare de ambele feluri, sau doar în internet, cum desfășor eu acum, în perioada asta, proiectul meu de cafenele critice, pe care continui sub forma miniaturală a unor interviuri, mărturii ale artiștilor despre pandemie și totul este încărcat pe platforma video a Muzeului Național al Literaturii Române, culturaindirect.ro, unde sunt multe alte filme, spoturi, înregistrări, video. Daniel Cioban aici prezent, dirijorul din umbră acestei mari operațiuni culturale și în același timp mediatice. Acolo se stochează imagini prețioase, mulți scriitori sunt filmați, diverse situații, evenimente culturale, mărturii, cum sunt cele pe care le colecționez eu și alte asemenea. Și cred că e un lucru minunat că ne putem întâlni în această mică familie pentru a marca ziua de astăzi ca zi de naștere a lui Marin Preda,
zi în care, dacă ar fi trăit, ar fi împlinit 99 de ani. Sunt 99 de ani de la naștere. Probabil că ce filmez acum Daniel, poate editat, veți încărca de asemenea pe pagina de Facebook a muzeului, pe platforma cultura-direct.ro, deci, în afară de noi care suntem acum aici, vor fi alții și alții care vor putea vedea ce s-a spus astăzi în legătură cu Marin Preda. La anul, într-adevăr, 100 de ani, deci centenar Preda, și Muzeul Literaturii și-a propus un program mai amplu, mai complex de marcare a centenarului unui scriitor atât de mare cum a fost Preda, încât nu vor fi doar evenimente de acest tip sau mult mai ample, organizate pe 5 august 2022, ci și până atunci vor mai fi când și când diverse alte modalități de anticipare a momentului centenarului propriu-zis, a momentului propriu-zis al centenarului. Bun, 99 de ani și așa e o vârstă nu rotundă în sensul pe care îl folosim de obicei când ne referim la ani și prin rotund înțelegem ceva cu 0 sau ceva cu 5, 75, 3 sferturi de secol și așa mai departe. Dar repetiția cifrei 99 e aproape ca 100 și ne-am adus aminte, apropo de evenimentul de azi, pregătit pentru aniversarea 99 de ani de la nașterea lui Marin Preda, că un prieten bun, scriitor, mi-a povestit acum câțiva ani un unchi al lui, un frate al tatălui lui, care s-a dovedit longeviv, era în viață, împlinea 99 de ani și s-a gândit că dacă nu mai prinde și suta. Și atunci, la aniversarea de 99 de ani, și-a chemat toți urmașii, aproape 100 de persoane cu copii, nepoți, strănepoți. De familie, nu, de familia, nu știu dacă chiar Vlasie, dar e vorba de un unchi al lui Călin Vlasie. Nu știu ce nume purta, era un unchi, cred, să fie multe ori Vlasie, dinspre tată. Și până la urmă, cheful a ieșit grozav și omul a făcut și suta. Un an, dar n-a mai repetat. Termeza ar fi fost prea mult. După ați câțiva puține ani s-a stins. Și Dumnezeu să-l odihnească. Deci, putem considera și ziua de acum și cei 99 de ani de la nașterea lui Marin Preda, aproape ca un centenar. Vom avea, după cum știți, eu încerc să spun ceva despre Marin Preda, acum nu o să vă mai țin multe minute, câteva minute, apoi Mariana Sipoș va vorbi despre cercetările ei, despre descoperirile ei documentare, arhivistice legate de Marin Preda, despre ce a făcut filmând pentru televiziunea română, realizând o carte despre Marin Preda, despre moartea lui Marin Preda, împrejurările de atunci și poate dacă ați mers, am văzut o parte de noastră, au mers și jos în căperea spate, ultima a subsolului labirintic al muzeului, e o mică expoziție Marin Preda, I Remember, unde sunt și de pildă fotografii din dosarul procuraturii, fotografii ale camerei de la Bășoaia, de la Casa de Creație, cum se spunea, a unui scriitorilor de acolo, unde în acea perioadă a vieții lui Marin Preda obișnuia să se retragă, nu se ducea acasă, cuci se ducea la Bășoaia, dormea, scria acolo și acolo a venit. Și după ce a fost găsit, s-au făcut fotografii detaliate și câteva pot fi văzute jos în acea mică expoziție, alături de manuscrise, fotocopii după manuscrise lui Marin Preda, ediția ale cărților lui, fotografii ale lui. Și apoi va fi proiectat filmul pe care doamna Mariana Sipoș a realizat despre Marin Preda. Adică despre un scriitor pe care îl știm toți. L-am citit toți,
poate tu încă neapucat, dar chiar și în primele clase, nu mai știu să spun în ce clasă, poate nu chiar în grandie, dacă acum ai trecut în grad 2-a... Nu am trecut, acum am trecut a 3-a. Atunci poate pe deja, ești mare atunci. Noi avem. Da, erau fragmente cu Nicolae, cu Nicolae Băiețel, cu Bisisica, mersul la, la câmp, la pășune, nu? Sau cu friburile, da, cu trenul în frig. Deci, de la vârste mici, de fapt, în școală, de multe generații deja, de câteva generații bune, dar de fapt de zeci de promoții. Mai exact spus, luăm act de valoarea operei acestui mare autor, întâlnim cu fragmente și vorbim încet, încet cu cărțile lui. Pentru multă lume e probabil cel mai mare scriitor, cel mai mare prozator și scriitor din toate genurile al perioadei postbelice, de la al doilea război mondial încoace. Începuturile lui literare sunt chiar din perioada războiului, anii premergători și primii ani de război, când el, foarte tânăr, născut, deci, în 1922, pe 5 august, la 20 de ani, deci în 42, la 21, la 22 de ani, încă în timpul războiului, el vine spre București, se angajează aici ca ziarist. O parte din experiența acelei prime, acelor prim pași de carieră gazetărească, tot atunci începe să scrie primele lui povestiri. O parte din experiențele lui de atunci sunt atribuite personajului principal din romanului Deliru, unde Avui Parizian, Ștefan Paul, e personajul care, făcând parte din clanul Moromeților, din familia Moromeților, pentru că Delirul este un roman care și el face parte din marea saga moromețiană, vine la București, se angajează într-o redacție și din mărturiile care se cunosc de la Preda Direct, într-adevăr, ceea ce personajul în carte aflăm că face, făcuse el Preda ca tânăr ziarist, și anume rămăsese singur în redacție noaptea, știți, când ziarul pleacă la tipografie sau cum era pe vreme. Acum tehnologiile noi fac lucrurile mai rapide și se poate sta până dimineața, imprimarea, să aibă timp. Nu celelalte operațiuni tipografice, venise știrea căderii regimului Mussolini, cred că asta era informația, și el a trebuit să schimbe pe prima pagina ziarului, să introducă știrea cea mare. Un tânăr de 20 un pic de ani, pe care a căzut o mare responsabilitate, să schimbe pagina de unui ziar. Aici, de obicei, șefii decid ce titlu se pune sus, ce articol jos, ce fotografie. A trebuit noaptea să-și asume el, care era de serviciu, nu de permanență, mare responsabilitate. Îl considerăm, totuși, sigur, în primul rând, un mare scriitor post-bellic. Deci, afirmarea lui propriu-zisă s-a produs după război, marile lui cărți, au apărut după încheierea războiului, mai întâi Întâlnirea din Pământul, cu legea de povestiri și novele, apoi, la mijlocul anilor 50, Moromeții. Ceea ce ulterior a fost numărătat, am numărătat Preda, Moromeții, volumul 1, de fapt, volumul 2 este o continuare a anumitor fire narrative, cum știm, din primul volum. Însă, romanele acestea au și legături între ele, de tip saga. Saga e specia pusă în alte culturi, în alte literaturi, romane în mai multe volume, care urmăresc evoluția unor familii pe generații succesive. Forsyth Saga sau Die Buddenbrooks, familia Buddenbrook. Cred că la noi s-a tradus casa.
și altele și altele. Petru Dumitriu a mai încercat o sagă, Cronica de familie, în care începutul volumului 1 tratează personaje din anii de epocă, apoi trece vremea și copiii, nepoții celor din primul volum își trăiesc viețile și sunt consemnați, nu, viețile lor sunt consemnate, viețile lor ficționale. În volumele 2, 3, 6 sunt în cazul lui John Goldsworthy, autorul sagăi familiei Forsyth. Și, evident, poveștile din volumele ulterioare nu mai au legătură directă cu există o anumită autonomie față de ce se întâmplase la început. Și critica literară, criticii importanți au spus lucrul ăsta, este unanim acceptat că Romeții, primul volum, este capodopera din Marimpera. Volumul 2 e valoros, dar nu este la numele celui din tâi. Într-o arhitectură de operă bogată, destul de diversă, mai diversă decât avem de obicei impresia că ar fi fost, toată la un nivel foarte înalt, dar sigur crenelată. Cu... Și la Miosa. Și la toți scriitorii. Hamlet și, nu știu, Romeo și Julieta și alte două, trei sunt cele mai dintre piesele lui Shakespeare, care toate sunt nemaipomenite. Dacă una singură din ele ar fi opera altui autor, ar face faimos, nu mai intru acum în toată povestea paternității, deci mai sunt niște autori cărora li se atribuie uneori unele din piesele lui Shakespeare, despre altele se știe că au fost scrise în colaborare cu John Fletcher sau cu Christopher Marlowe, cel bănuit, de fapt, a fi autorul mai multor piese atribuite de Shakespeare, dar asta e întreagă poveste medievală și să nu ne ducem atâtea sute de ani în urmă, să rămânem la suta lui Marimpera, aproape 100. Un foarte mare scriitor. Valoarea extraordinară a moromeților și spațiul în care povestea moromeților se petrece în primul volum, adică lumea rurală românească de sud, în delirul suntem și acolo, dar pe urmă venim în București, e altă atmosferă, altă configurație a spațiului, sunt străzi, sunt bulevarde, sunt redacții, sunt alte și alte palate, nu? Printre personaje sunt regele, Antonescu, ba chiar și deciziile lui Stalin din Uniunea Sovietică sunt implicate. Deci scena se lărgește, devine scena bucureșteană, scena națională, scena europeană, Germania lui Hitler, Uniunea Sovietică a lui Stalin și România la mijloc. Dar faptul că moromeții, vârful vârfurilor din opera Marimpreda, e un roman țărănesc, dacă e să contrag ideea într-un singur cuvânt, ne face să îl privim în general pe Marimpreda ca pe mare prozator al satului în ultima lui fază după Slaviș, după Repreanu. Au mai fost și alții, dar ei au fost mai în vârful în materie de romană rural înainte de secolul, de mijlocul secolului 20 și după mijlocul secolului 20, Preda prinde în fotografia literară una dintre ultimele ipostaze ale statului tradițional, deja obligat să se transforme în ritm accelerat de tăvălugul modernității și de un drama războiului, care împreună vin și schimbă mult viața satului, se instalează apoi curând după război, regimul comunist, care face praf vechile structuri ale comunităților tradiționale, vechile raporturi de proprietate și comportamentele și tot, cum știm, un regim de dictatură, un regim totalitar care a răvășit societățile în care s-a instalat.
și ipostazele mai recente ale satului au fost și sunt altoite din ce în ce mai mult cu elemente de modernitate, astăzi de postmodernitate, încât dacă ați sezizat în legislație, în limbajul oficial, se folosește la nivel de Uniunea Europeană. În locul cuvântului țăran sau al echivalenților lor din alte limbi, se folosește cuvântul fermier. Țăranii care vor să aplice pentru fonduri europene, pentru susținere, sunt mai multe formule de finanțare pentru culturi agricole, o fac în calitate de fermier de țăran. Ideea fiind că astăzi și un locuitor al unui sat folosește telefon mobil, are aparate, utilaje, munca de la câmp nu se mai face cu carul cu boi, cu plugul cu boi și cu toate celelalte tradiționale, ci se lucrează altfel și deci acum e mai mult o ocupație, o profesiune să cultivi pământul decât un statut existențial, un statut ontologic, cum era țăranul în satul tradițional. La noi și peste tot în lume. Preda are însă în opera lui o diversitate notabilă, nu numai spațiul rural, el a încercat și în repede, destul de rapid, după primul volum Măruneții, în romanul lui Risipitorii, să se ocupe de spațiul urban. Pe urmă a revenit cu Măruneții volumul 2, pe urmă în continuarea târzie a biografiei lui Nicolae Moromete, fiul cel mic al lui Ilie Moromete, în mare simpatic, deja suntem undeva în anii 60-70, cu evoluția societății românești și, sigur, cel mai bine între pământeni, de trilogia lui finală, e un roman care, privind dinspre acel moment al scrierii romanului de sfârșitul anilor 70, privește înapoi spre istoria postbelică, spre represiunea dură din perioada stalinistă, cu toate celelalte detalii narrative pe care le știm cu toții nu mai reau acum. Un prozator extraordinar care a fost mult comentat, mult analizat de critica literară, cred că este încă mult potențial, însă în interpretarea și reinterpretarea operei lui Marin Preda, un prozator mult mai sofisticat și mai subtil decât sugerează ideea de proză rurală, de proză țărănească și focalizarea asupra moromeților, în sine moromeții e un roman mai subtil construit decât pare. Nu e doar un roman cu o familie de țărani și uite tată, uite mama, uite copiii, căsătorii diferite, conflicte și așa mai departe. La școală, sigur, cam asta se discută elemente de un rezumat narrativ. Scenele sunt construite extrem de subtil și se poate intra în analize extrem de fine. Nu e acum momentul să o facem. Preda rămâne unul dintre cei mai importanti prozatori ai literaturii române din totdeauna. Eu cred și pot cita și pe marele critic, regretatul critic Mircea Zaciu, care la un moment dat a publicat și el un articol în care propunea o structură de tip istorico-literar a prozei postbelice cu doi mari autori capi de școală, să spunem. Marin Preda și Radu Petrescu. Marin Preda pentru proza realistă, Radu Petrescu pentru proza livrescă. Cu, iarăși, foarte multe detalii pe care le putem adăuga. Și eu și alții am scris mult despre școala de la Târgoviște, din care Radu Petrescu a făcut parte, nimic școala de la Târgoviște, cu totul altceva. Dar într-o compoziție de câmp literar, de câmp al prozei, bogată, a prozei românești postbelice, până astăzi,
Umani Preda un nume incontestabil. Apropo, a mai fost uneori contestat în perioada de după căderea regimului comunist, când s-a refiltrat, s-a recitit tot ce se scrisese, se publicase în timpul perioadei comuniste. Preda a scris și el câteva texte pe tiparele propagandistice ale realismului socialist și ele nu rezistă la lectură, evident, sunt schematice, sunt, mă rog, poate regretabile, dar dincolo de asta, ansamblul, aproape întreaga lui operă, mai tot, în afară de aceste câteva texte, rezistă extraordinar de bine. Sunt opere de mare vârf a unui scriitor de mare, mare clasă. Discutăm, când e vorba despre Marin Preda, despre un autor din șirul nu foarte lung, care începe, dacă nu direct cu Eminescu, poate cu Cantemir, dacă e să mai căutăm, sau cu Budai de Leanu, dintre pionierii care au avut totuși contribuții atât de importante încât i-am putea urca pe dreapta cea mai de sus, deși poate totuși ar trebui să începem cu Eminescu și până mai punem Creangă, Caragiale, venim spre Arghezii, Ion Barbu, Bacovia, Rebreanu, Sadoveanu, ne mai gândim dacă mai adăugăm un da, număr de da. Și apoi trecem la Marin Preda, Radu Petrescu, Leonid Imov, alți câțiva. Măcar atât să spunem astăzi și în anul care începe, numărătoarea inversă, 365 de zile vor fi de mâine 364, 363, 362, până să se împlinească la anul de vreme asta, pe 5 august, chiar 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda, va mai fi timp destul să ne gândim la el, să-l recitim, să discutăm despre opera lui. Deocamdată, mica noastră întâlnire celebrativă de astăzi, poate că e destul ce am spus eu și să vedem ce mai urmează. Și acum îmi pun masca sau mai sol? Eu am o întrebare înainte să vorbesc. Tu ești sigur că ne putem da masca în fost când vorbim în public? Nu cred că o să vină poliția să vă ridice, să te ridice, dragă Mariana, dar cum crezi? O să trimit amenda prin poștă, că o să vadă video și au probe. Este o, știu că se aplică și este o precizare. Dar în Parlament e inclusiv cu mască și pe gol sunt fără mască. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc tuturor că ați venit. Sunt convinsă că ați venit pentru ideea lui Marin Preda, nu pentru noi, deși presupun că sunteți către vetași de des Muzeul Literaturii pentru acțiunile excepționale pe care le organizează de când e director Ioan Cristescu. Este cel mai bun manager cultural și îmi pare bine că nu e aici, să nu creadă că ridic statuie în prezența lui, dintr-un bizantinism prost înțeles. Este cel mai bun manager cultural din România la ora actuală. Cine intră pe site sau cine primește newsletter sau cine participă în acțiuni poate să constate acest lucru. Și spun asta pentru că, apropo de pandemie, în ultimul an și jumătate, am putut participa la festivaluri și congrese de literatură din lumea întreagă, din Mexic, Spania, Peru. Deci, pot compara ce fac alte țări, profitând tocmai de avantajul pe care îl am. Mă rog, am fi preferat să nu avem acest avantaj, dar totuși, poți să stai la tine, să intri pe Zoom, am dat o conferință pe 16, a fost pe 21, pe 16 eram aici, când s-au împlinit 41 de ani de la moartea lui Preda, la Institutul Cultural de Berlin. Două ore, pentru că după ce a apărut de viu, știți că s-a iscat, a fost criticat și de ruși în literatura mea gazeta și în Der Spiegel cu un articol. Am cerut direct, eu am fotocopii de la securitate, pentru că normal ambasadele informau ce se scrie, dar am cerut direct ziarului, pentru că totul e arhivat, mai ales în Germania, să avem pagina întreagă și să văd cum am fost tradusă de securici, că poate nu voiau să-i spună tot adevărul lui Marin Preda sau poate voiau să exagereze ceva. În orice caz, în Germania, e director Claudiu Florian, nu știu dacă cunoști, un tânăr scriitor cu o singură carte care a primit premiul Uniunii
Codleanul, Codleanul. Nu. Ba da, e original din Codlea. Și are subiectul romanului lui... E Rupea. E Rupea, pardon. E Rupea. Din zona de Codlea. Romanul este absolut fantastic, că tot ne întrebam ce cărți au avut în ăștia 30 de ani, că totuși, în vremea noastră, apărea Mircea Nedelciu, apărea Radu Petrescu, de care nu știu se mai nimeni până atunci. Acum stai și te întrebi care e scriitorul mare al acestor 30 de ani, pentru că nu știu ce, nu vorbim cu particular. Deci, mă bucur pentru interesul pe care Muzeul Literaturii organizează față de Marin Predea și mai ales față de receptivitatea la orice propunere pe care am făcut-o legat de Marin Predea. În primul rând a fost la 41 de ani de la moartea lui, pentru că eu voiam să fac acea manifestare la 40 de ani. Am trecut, ori de-abia ieșisem pe 15 mai din pandemie, Marin Predea a murit în noaptea din 15 spre 16. Voiam neapărat să-i aduc pe copiii lui Predea, care n-au fost niciodată aici, să vadă sala Marin Predea de sus și să vadă, să participe la expoziție și au primit din partea mea 3 manuscrise, exact ca servieta aceasta. I-am dat Gabrielei să zic, uite, pe care tot s-a pus mâna Marin Predea, cum ne face. Și Gabriela și-a retras mâna, zice, cum, adică un respect față, fără să fie fetișist sau mai știu eu ce, totuși erau caiete considerate dispărute. O parte au fost publicate de Eugen Simion, o parte, însă spune că au avut doar fotocopii și de întreb cine a făcut fotocopiile alea, eu știu că aici în cap, o să vă spun imediat. Dar doar două a avut Eugen Simion orografe și i-a găsit tot datorită mie, că i-am spus unde să se ducă să le găsească. Mi-au fost date mie cele trei pe care le-am dat, le-am dăruit copiilor, pentru că totuși, legal și moral, aparțin familiei. Se vinde acum pe internet un manuscris al lui Marin Predea, rătit poate de un securist, aici se scrie că veneau securiști și luau din ele, să le studiem și spune, am adus înapoi, dar am luat 4 și au 7 sau am luat 7 și au adus înapoi 4, sunt tot ce fel de aveți în date. Se vinde și cu cât? Un care de la Marin Predea, nu-ți vine să crezi. 4.000 de lei, aproape 1.000 de lei. Cum a ajuns la persoana care vinde, sunt acum în cercetări și mă întreb de ce a ajuns acolo și nu i-a fost restituit familiei. Știu de ce le-a păstrat, pentru că tu știi foarte bine că am publicat un Observator Cultural, când a avut în ziua, nu știu dacă vă ziți aminte, a avut în ziua jurnal foarte intim. A scos Darie Măvăceanu de la Farină, Dumnezeu să-l ierte, și l-a publicat. Și a spus că n-are decât o dactilogramă și toată lumea se întreba, dar cum a ajuns la kilograma aia, că nici în cargă la Marin Predea. Da. Și era un caiet, gen vocabular, un carnețel, care nu are decât 60 de pagini, e singurul caiet care poartă titlul jurnal foarte mic. De aici, Eugen Simion, pentru istoria literaturii, eu sunt prietenă cu Eugen Simion, dar nu e corect față de istoria literaturii române, să publici o carte așa și să o intitulezi Marin Predea, jurnal intim. Nu are. Are decât, s-a văzut cine a fost atunci la expoziție, s-a văzut. Era un caiet studențesc, fără copertă, scria sus partea a doua. Ăsta l-am dat eu copiilor, Eugen Simion a avut copie. Era un caiet care scria însemnări despre anxietate. El știți că după ce s-a despărțit de Aurora, a avut o depresie. Era Aurora cu prima soție. Am venit și ea în primăvară la Paris, care am fost prietenă foarte bună. Însemnări despre anxietate, era internat a doua oară, vedeți, în anii ăia, ți se pare cam straniu, asta toată lumea merge la psiholog, la ședințe, el totuși era internat în spital și făcea tratament foarte dur pentru depresia în care trăia. Ei bine, și al treilea caiet era exact acest jurnal foarte intim. Ei bine, când a apărut în ziua, o întreagă revoluție, toată literatura, e fals, e contrafăcut, e adevărat, există așa ceva, o sună Eugen Simion, tu ce crezi? Pentru că știe că amândoi împărtășim din anii 70 aceeași pasiune pentru Marin Predea. Și am zis, există, cum există? Păi da, eu știu exact că există. Fugi de aici, nu e adevărat, nu există așa ceva. E Darie Măvăceanu vinovat, l-a inventat. Și atunci am fotocopiat caietul, am scris unde a fost, de unde știu de el, unde se află,
L-am sunat pe Bogdan, că atunci când ducea observatorul cultural, între noi fie vorba, de când a plecat el pe acolo, deși se întâmplă, n-am publicat nici măcar un rând în observator, din respect, știu că această revistă a făcut-o Bogdan Drechter și a conceput-o și este încă o revistă foarte bună, din fericire. Ei bine, m-am dus tot așa, că nu era internet, că era foarte simplu, nu era redacția, undeva în sectorul ăla elitist, ăla, nu era redacția acolo, redacția. M-am dus cu mașina, a coborât Bogdan, i-am dat dactilograma, i-am dat fotocopiile și a făcut un număr următor în observator. Am făcut pachet de observatorul, am făcut alte fotocopii, sunt și jos ale acestui carnețel și m-am dus la Academie la Eugen și i-am spus, uite, dovada că există acest caiet cu fotocopii ale paginii. Ei bine, când peste 2 ani apare acest jurnal intim, i-am spus și lui, deci nu e în absența lui, și nici nu se mai deplasează așa ușor. Când a apărut, el a reprodus tot textul, dar programa era din ziua, scrie jos. Întrucât s-a pierdut caietul, Bogdan e istorie literară, deci, întrucât s-a pierdut caietul, publicăm textul din ziua. Bun. Dar eu mă găceam în preia la Paris, am văzut ce am scris, m-am atacat foarte tare, pentru că eu am spus, pe baza acestei cărți, care e pe baza documentelor descoperite de mine la procuratură și la securitate, că aceste caiete au trecut din mână în mână, prin toate secțiile securității, se ocupa de inventarierea cărților Procurorului General al Capitalei, Oleg Brega, a fost și afirmat cu mine, am descoperit că cel care l-a descoperit, primul procuror care a fost la Măgoșoaia Trăiește, deși mie toată lumea spunea că a murit numai mine, Mircea Dinescu, n-ai pe cine să-l întrebi, Eugen Simion, n-ai pe cine să-l întrebi. Întrebam pe toată lumea, sunt atâtea nume de polițiști, de securiști, de doctor, medicul, legiști, nu mai trăiește. Cu semnătură aici, pe documente, nu mai trăiește niciun. Și am avut surpriza, eram la Greenhouse cu niște prieteni și era la masă cu noi și procurorul Volnea. Și ziceam procuror, v-ați avut toată revoluție, dar uite, vă fac a doua carte și poate spuneți mie ca procuror ce părere aveți, cum a fost făcut acest dosar. Pentru că e făcut special ca să justifice mărșăria asta, că Marin Preda a murit, da? În etat cu propria bună. Nu s-a liniște și am scris, am făcut filme, am prezentat aici declarația doctorului Beliș, la care am fost să-mi interpreteze certificatul medico-legal. La prima lectură nu i-am spus despre ce e vorba. Domnul doctor, am un certificat, eram la televiziune, că fără prestigiul televiziunii, normal că nu se uita la mine domnul doctor, că și era încă director. Dar medico-legal, dar e treabă de lumea literară, vreau să-l interpretați. Am pus camera pe fața lui, a citit documentul, a pus jos, a explicat, încă se mai poate proiecta filmul, cred că încă două zile e aici la muzeu, domnul doctor Berici vorbim, și spunând foarte clar, Bogdan, nici urmă de resturi alimentare care se provoace sufocarea propria omului. Ori tot procesul verbal e făcut să justifice că Preda avea până cădea jos și s-a sufocat cu propria omă. Și chiar când i-am pus în direct lui Nea Claudiu Tănăsescu într-o emisiune de a mea declarația doctorului Beleș, i-am pus-o mai la sfârșit așa. Noi adevărat, n-ați văzut cum se neacă copiii când stăteau pe câmp la marginea lanului de porumb, să neacă cu propria omă, domnule Marie Preda, nu era. Plus că sunt atâtea nereguri. De aici, până la Măgoșoaia, noaptea, atunci când noi era tatăl fost atunci în sferă de ori. Marin Preda pleacă la o anumită oră și ajunge cam după o oră jumate. Iar declarația taximetristului este de tot râsul. Totul e făcut, dosarul e fals și un avocat a ieșit de tonul Popescu, cel care a ieșit la acelor să nu se prescrie primele taximetristului, a zis, dacă se va dovedi, eu n-am dovada finală, dar Preda a fost în mod cert. Și eu știu, declarația cuiva care știa lucrul acesta, dar l-am decât pe voce declarația lui și n-am vrut să o spună public de frică. E vorba de Cornel Popescu. M-am dus la el, vin o emisiune să vorbești. Cornel Popescu, care era redactorul știu și cel care l-a găsit acolo, a spus, Mariana, vin, mă înregistrez, m-am dus cu reportofon, nu am, dar n-a acceptat camera video, mi-a dat declarația că trăiesc eu, nu spui nimic, nu vorbești copiilor că manuscrisele au fost la mine, mi-e frică. Mie nu-mi e frică și ție ți-e frică, am avut peste o lună de impact. Dar el chiar spune acolo, dacă s-ar ști ce ți-am spus eu ție acum, și acum aș fi pedepsit. Eu am spus, stau și mă gândesc acum, știi, că zic, nu sunt frică.
Dar nu intră să zic, uite, că au urât, fiindcă mi-a spus mie că aș fi suferit și eu ceva. Doamne, ferește! Bun. Cert este că aceste caiete au circulat prin diverse mâini. Numirea procurorului, că am spus că aici se vede că le-a luat securitatea și... Mai nu cred că ai o scrisoare jos către Cezar Ivănescu. Cezar Ivănescu i-a fost prieten foarte bun o perioadă, până în ultimul an, când securitatea a avut grijă să intră și de toți prieteni, nimeni nu mai putea intra la el, îmi povestea secretarul lui Dufir. Venea un grup, de care și Neagul Cosma, eu credeam că Neagul Cosma era doar șeful ACR-ului, era general de securitate, care se întâlnise, fusese dus într-o casă. Eu, astea sunt în cartea mea, nu le-am văzut de prima dată, dar de când eu citesc documentele, zic, ia uite, asta ce mai este. Și noroc acum, ca să nu mă lungesc prea mult, îmi pare rău că n-am mai multe exemplare, fiindcă îmi place să o fac a două, se vinde acum e pe site-ul editurii, cum ne-a spus să scadă la 20 de lei prețul, că vreau să se cunoască adevărul. Mi-am promis că o să aduc aici niște cărți, nu știu dacă le vor aduce. Ei bine, acum când am văzut servieta, eu știam foarte exact. S-au făcut inventare la o oră după ce am venit Preda. Am văzut și noi filme, polițiste, ce părea, măsurători, fereastra, locul, mâna, capul, nu știu ce. Ei bine, ei inventariau manuscrisele găsite la Măgușoaia, la o oră, e ora trecută aici. A fost Marinică Preda, că știi de fratele lui Marie Preda, Sare, care a fost sufletul. Nu, băiatul lui Sare. Băiatul lui Sare, da, Marinică și Sorin Preda. Băiatul cel mic, fratele Marinică lui Sorin Preda. A lui Sorin Preda și Marinică era student în București. Am fost la bătăl după ei. Am făcut interviuri cu ei, i-am dat un retrat. Și Marinică era singurul în București, era student la filologie, la sunat în țări. Într-o jumătate oră știa tot București. Și el îmi spune, în interviu, nu mă zic, așa am ajuns acolo, am rămas uimit, toți păreau speriați. Și ăștia inventariau manuscrisele lui Marin Preda, dacă vă puteți imagina așa ceva. Deci, legendat, atunci când am publicat, asta e a doua ediție, prima ediție din 99, filmele sunt de 98 la televiziune. Atunci n-am dat atenție, dar înainte să facă inventarul securitatea și cu procurorul general al capitalei la Cartea Românească pe 28 mai, au uitat în dosarul ăsta de la procuratură și însemnările securistului care începuse să cerceteze aceste lucruri. Și între alte lucruri, spune așa, însemnările lui însemnând un plan de lucru, așa cum nu știu, la securitate. Va fi realiat cu tare, va fi întrebat cu tare, se va face, se va urmări filmelor de la cercetarea la fața locului. Acum se înțelege dacă s-a și filmat, eu am găsit doar fotografii în dosarul de la procuratură. Dar ce spune? Obținerea fișelor de evidență a documentelor la care a avut acces victima, deci vorbește de victimă, e un simplu accident, numai, mă rog, victima unui accident sufocat, dar se vorbește de victimă, poziția victimei peste tot, aveau și suspecții, au dispărut declarațiile suspecțiilor, nu sunt în dosar, la care victima a avut acces la arhivele statului și la Academia RSR. Era un fond secret. Cei care am trăit perioada aia știu că nu puteai merge la biblioteca Academiei dacă nu aveai permis special pentru fondul secret. Și faptul că s-a spus că a fost scris de Miru cu aprobarea lui Ceaușescu, nu, eu l-am intervievat pe domnul Ivotică și mi-a spus, Dumnezeu să-l ierte, omul din nomenclaturiști cu bun simț, totuși, și mi-a spus Mariana, doamna Sipoș, mă rog, eram tot la televiziune. I-am dat la aprobare, mi-a zis că vrea să studieze perioada Antonescu, dar și după intrarea rușilor în țară. Deci, în momentul în care a fost frică, asta e părerea mea, să mai spună că scrie de Liru volumul 2, deși sunt probe că se documenta, că scria, în paranteză, fie spus, fata a fost prietenul generalul Achil Viculescu, numărul 6, pretende zborul România, care, în regimul Antonescu, a fost doar 6 săptămâni ministrul de război, cum se spune atunci, ministrul corpului armat. Și domnul general a făcut închisoare 6 ani. Pentru asta. 6 săptămâni, 6 ani, ca făcut parte. Și a trăit o bătrânețe, nu vă spun, marginalizat, cu lemnele la subsol, de urcat 6 etaje, erau bătrâni el și soția lui. Și a făcut un memoriu către Ceaușescu, cu bun simț, în care spunea, uite, uite, uite. Și eu am scris o proză, pe baza memoriului, ca să o public în volumul meu de debut.
și care a fost în 92, să nu spună nimeni că am avut pile la cartea Romanescu, nu mi se mai împreună, dar știa că scriu. Ei bine, Marin Predea, când a citit asta, zice asta nu-i de mine. Mi-l dai mie, îmi pare rău, nu spui ce-a plecat atunci să faci fotocopii la celui mai mult. Ei nu se puteau face, că n-are acces la fotocopiatoare, doar în instituții, da, stau Ei făceam o fotografie, să zicem. Nu mi-a trecut în cap, dar am prozat și acum pe care am scris-o eu și o s-o public, așa cum am scris-o atunci. Ăsta e subiect pentru mine și, într-adevăr, eu l-am găsit în arhive și la mănăstirea din Problem, care are ca hram Sfântului Ilie, sunt trecuți toți aviatorii și primii aviatori și victime ale comunismului și e trecut și generalul Achim Niculescu acolo. Ei bine, Marin Preda a luat acest manuscris și mă așteptam să-l găsesc aici în listă, pentru că i-am inventat nu numai manuscrise, scrisori, bilețele, cărțile pe care le primise cu dedicații, scrie aici dedicațiile dacă ai fi fost tu, de la Bogdan Lefter. N-am găsit nici scrisorile mele în care vorbeam despre cel mai bun dintre comunitări, n-am găsit mai ales acest memor, care era esențial. Și mai ne-a spus cineva, familia Borbenția, tot așa din America, că și ei au dat un manuscris care se referea tot, am scrisoarea și ne-a dat voie să o public Constantin Erechescu, soțul familiei Borbenția. Tot așa. Deci, ideea lor și a mea este că Marin Preda se documenta pentru volumul 2, avea amintirile lui Caraion, dar cu atât mai mult perioada instalării comunismului când au fost victime, chiar oamenii de stânga, cum a fost în Caraion. Ei bine. La sfârșitul veniului scrie sfârșitul volumului 1. Exact, exact. Deci, avea intenție imediată să continue. Deci, la Moroșoara copiau, făceam inventarul atât în manuscriselor, nu numai manuscrise, obiecte, asta era treaba procuraturii, să spună batiste, șosete, cămăși, costume, găsiți aici. E bine, dar la cartea românească nu s-a dus până pe 28. Și doamna Stănescu mi-a spus că s-a pus sigiliu, nu putea să intru. Tot în interviurile pe care le-am proiectat aici, că când 98 nu le-am dat la televiziune, vă dați seama. E bine, pe urmă recitind eu ce citesc aici, ce scria Securism. Motivare, legendarea pătrunderii și controlării manuscriselor de la Cartea Românească, Mogoșoaia și domiciliului. Știți ce înseamnă legendare? Eu sunt cercetător și în arhivele securității și la început nu înțelegeam limbajul ăsta, Doamne ferește, dar te documentezi. Și am înțeles că legendare înseamnă, poți să intre la tine acasă, unde locuiești aici, în ziua aia, e un accident pe stradă, e un bețit care strigă noaptea, vecinul e chemat la circa financiară, vecinul în stânga are programare la dentist, tot etajul este liber și strada, aici spune că au provocat un scandal cu benzi, cu bețicon. Era o secție de miliție, dacă ții minte, chiar în, pe strada, nu pe unde era Cartea Românească, ci pe strada perpendiculară. Da, da, da. Pe Nuferilor. Pe Nuferilor era așa. Sau pe Gigica, sau Vilar. Pe strada care dă în da. Și au provocat un scandal cu bețicon noaptea, ca ei să pătrundă și să cerceteze aceste manuscrise. Revenind la deci, e clar că au fost luate, revin la această scrie Cezar Ionescu, înainte să fie îndepărtat în felul ăsta, Cezar, Marin Predea a trimis o scrisoare, deci o să-i spus. Ține foarte mult la Cezar Ionescu, foarte mult. Și spune lui Cezar, uite, îți dau manuscrisul la cel mai iubit dintre comunitei, am mai predat unul altcuiva, deci lui era frică și știa că îi se umplă manuscris. Era ascultat și acasă, din anii 50, în anii 50, convertitele lui, cu toți ăștia care au murit de la cutremur, toate erau ascultate. Eu am avea cum s-o apropii de-a parte. Eu am plătit milioane vechi la CNSAS ca să am fotocopii, să desfințează CNSAS-ul și eu mai am fotocopii. Ei bine, Cezar, îți dau un manuscris, nu e predat în altă parte, dar nimeni nu stă mai bine decât la tine și la doamna Mari. Și nu de altceva, sper să nu mi se întâmple nimic rău, dar n-aș vrea, că nu s-au întrebat de ce nu le ținea acasă, n-aș vrea ca familia, ca în cazul lui Rebreanu, să umble atunci când publică jurnalele, familia se referea că copiii erau mici, aveau 89 ani. Bineînțeles, se referea la soție. Și cum să spun, nu o acuz pe nuții, doamne, pe Elena, dar era firesc să omul să vrea să-și păstreze, să-și pună la adăpost manuscrisele și să fie respectat, să nu ajungă pe mâna oricui, face parte din patrimoniu, acum legislația te pedepsește, te
orice, o pagină, dacă tu o publici fără acordul cuiva, se regăsește. Bun. Și ce fac? Și am pus aminte, a căutat așa și scrisoarea este jos. Dar când s-a întâmplat să moară Marin Preda, v-am spus, cezar era decapitat, alta era, altul era anturajul, cu un scop foarte, că nu ți văd în presă, generația tânără, nu știu, că dacă unde era Mocoșaia, nu putea să fie acasă. Mocoșaia, dacă ar fi să-i primăm astăzi Bogdan, eu mă văd ca un centru rezidențial de care e plină Europa, chiar sub patronajul Uniunii Europene, pentru tradutori, pentru scriitori, pentru pictori. Depindea de Uniunea Scriitorilor, dar nu doar Marin Preda stătea acolo, stătea Sânziana Pop, stătea Cezar Ivănescu, stătea nu știu cine care i s-a dărâmat casa la cutremur, urma să se ducă. Deci era un centru de reședință, se numea Centrul de Creație Moș. Nu, și de ce scria? El își cumpărase casa aia pe care au vândut-o pe urmă. El avea, vai să spun povești în care eu mă lucesc atâta. Ca orice țăran, el avea casă de la gospodăria de partid, pe strada, nu știu dacă ați văzut în trecut, am mai spus povestea asta, pe strada Ferescu 4, acolo l-am cunoscut în 1974, ianuarie 12 ianuarie, data istorică. Ei bine, putea să stea acolo cum i-a prins revoluția patruția în casele gospodăriei de partid, bun și bine. Marin Preda a vrut să aibă o casă ca orice țăran pentru copiii lui să le lase ceva. Și-a cumpărat o casă la Izolul Rece, perfect, din nu știu pe unde e, pe o stradă, dar când zice acolo să pare o casă din aia gen vagon, nu e utilă, nu e nimic. Până așa dat seama că nu e bun pentru creație. Prima casă era, cum se cheamă, ne de comanda, dacă așa se cheamă, și copiii fiind mici, normal, eu chiar dacă intram în biroul lui, făceau zgomot, intrau peste el și Sadoveanu, casa lui Sadoveanu, până la ora 11, nu mișca niciunul din copii, se știe lucrul ăsta, strieta. Și atunci se ducea să scrie acolo la Mocoșaia, dovadă că l-aș inspirat pentru marele singuratii și așa mai departe. Ei, deci nu, în filmul ăsta am făcut și istoria centrului de la Mocoșaia, dar nu știu lucrul acesta și atunci am vrut să se știe de ce stătea Marin Preda la Mocoșaia. Cred că era mai luxos cămăruța lui Moica de la Păltiniști decât cămăruțile care stătea Marin Preda și scria și pornomam dacă era un blabea, cum zic ăștia pe aici, și cum au s-o săpuit să scrie, n-a și scris 1200 de pagini la cel mai bine între pământe. Nu se, nu știu. Dar nu asta e problema. Problema e pentru mine. Adevărul despre cum am murit, adevărul despre cum am scris sale, iar acum am 99 de ani. Vreau să văd. El a avut așa un presentiment, că tot ai vorbit de presentimente. Marele singuratici. Mi-a venit, o să scriu acum pentru o revistă, 100 de ani de singurătate fără un an. Vorbeai de anii 50, Marin Preda spune, dacă nu, dar s-o fi românician, scrie și tu ceva pe linie, că nu o să răsbești venind de la țară fără niciun fel de cezar care scrisimise, Geo Dumitrescu se retrăsese. Mă rog, mai era Paul Georgescu, dacă românicianul a sfătuit, scrie ceva pe linie. Și a scris despre jurarea pe care, hai să o citim încă o dată și să vedem dacă Ilie Barbu cheamă, că după ce semnează în scrierea colectiv, rămâne cu stilul în aer și se poate interpreta ca acel unde ne ducem noi Nicolae din Moromeți. Gestul acela, cu cămașa cârpită în spate, i-a luat de la toale și i-a pus în spate ca să-i gătească, să ducea să semneze, să scrie colectiv, nu poate fi interpretat. Doamne, ce-am făcut eu cu pământul moștenit? Ce-am făcut eu? Am făcut mie oare toată povestea. Marin Preda are subtilități și Moromeții doi chiar. Cine a mai spus în anii aceia că statul român, asta spunea Moromet de bătrân, ce-i al tău e al meu și ce-i al meu e tot al meu. Asta spunea statul român. Cine mai îndrăznea să spună în perioada aia? Bun, trecem mai departe, că ajungem la secretă și începem să vedem filmul, dacă mai aveți răbdare. Dacă nu, proiectăm șapte dată. Proces verbal, deci după ce au intrat ei legendat și au cercetat și tot, în iata 28 mai, la sediul editurii Cartea Românească, deci la 12 zile după ce se plecă, mă, ne ducem acolo, poate găsim o scrisoare de amenințare, poate cine știe, urmele și acolo. Nu, pe 28 mai, dar ei știau exact că intraseră legendat noaptea. Dumitru Popescu, procuror șef al municipiului București, procuror Bărburescu din Procuratura Generală, asistat de la Lorențiu Furga, prim vicepreședintele Uniunii Scriitorilor,
Can Jean-Yves de inspector general al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, vă dați seama, o armadă întreagări și Popescu, domnul redactor șef al editurii Cartea Românească, au procedat la deschiderea lacului metalic aflat în camera de lucru al lui Preda de la editura Cartea Românească, folosind cheile existente la editură. Secretarul lui Constanța Stănescu spune și în interviul cu mine filmat că atâta încrederea mea în ea era singura care avea cheile, dar după ce am venit Preda, ea n-a mai putut să intre acolo. Nici măcar fratele Straie stătea pe col, fratele lui Marin Preda, n-avem ce să vă spun. Să, ca un mil, se ducea doar cu locul unui spuneți și mie, deocamdată cercetă, nimic. Bun. Ce au găsit? Au găsit următoare. Numărul 1. O geantă diplomată de culoare neagră, ce bine pare că ai rezervat-o trupe, având aplicată pe ea monograma MP, Marin Preda, marca Samsonite, încuiată, în care după ce a fost deschisă cu cheile existente la editură, am găsit următoare. Și ce vreau să spun ce au găsit acolo? Fotografii ale autorului porno, fotografii reprezentând pe ETA, 9 fotografii persoane neidentificate, fotografii Marin Preda singur și cu alte persoane, 2 vedere ilustrate, 2 vedere adresate lui Klaus Hartmann, pe care era cel din Germania, o vedere lui Victoria Baconski, era tatăl actualului Baconski, 36 de scrisori adresate Etei Preda, scriuse cu niște sicluri, spun eu aici, lui Eta Preda, precum și un plic gol, lipsă scrisoarea, deci detalii în amănunțit și tot așa, 14, 15 și 1, 2, 3, 4, 5, 6 manuscrise, astea de urma cărora le-am luat și pe urmă peste câteva timp din securiștii și au fost lăsate în custodia lui Cornel Popescu și Laurențiu Fuchs. Și Laurențiu Fuchs i-a dus direct și președinte. Și a trecut timpul și ei tot veneau și Cornel era săracul atât de bine, era foarte emotiv Cornel Popescu. Și zicea că tot veneau și ne trebuie manuscrisul ăla și suna pe furga. Ce fac? Ei au venit, mai vor un manuscris. Dă-le mă, Cornele, ne putem pune cu ei. Pare cu proces verbal, dar nu e, pentru că e contrafăcută până și semnătura lui Cornel Popescu. O putem compara cu declarația dată de el aici. Deci le dau chipurile legal, prin câte mâini au trecut și au circulat. Nu e firesc pentru memoria lui Marin Preda ca aceste manuscrise să ajungă la familie, copiii, cine i-a văzut sunt nici. Niște oameni super serioși, n-au ieșit în public, nu s-au bătut cu pumnul în piept, n-au dat, cum fac atâția fii de mari personalități. Eu i-am văzut la pe 3 ori în public, odată tot la Muzeul Literaturii, de mult, de mult, nu. A fost când a fost proiectat filmul cel mai iubit dintre pământeni, i-a chemat Cristoiu, dar erau mici, că Cristoiu era în, cum se cheamă, casa de filme, aia care a cel mai bine dintre pământeni. Și erau mici atunci, aveau 18-19 ani. Și pe urmă i-am văzut la Muzeul Literaturii, pe urmă au fost la o întâlnire la Alexandria și Roșiorul, dar n-a venit doar pe cât mic, dar și la Muzeul Literaturii, tot ea i-au convins să vină. Și au venit acum amândoi cu soții, Alexandru are un copil și cheamă Tudor și eu când l-am întrebat. Și seama foarte mult. Și l-am întrebat, de ce te cheamă Tudor? Cum ai vorbit tu ce mi-a plăcut? Știi că îți vorbești cu asistența când ești în public. Am și teorii de vorbire în public. Și știi de ce te cheamă Tudor? Și zice, pentru că așa scrie în certificat. Și eu zic, numai de asta s-a gândit și zice, nu, de la Tudor Călăraș. Străbunicul meu. Un copil, 5 ani de să scrie, 5-6 ani. Tatăl lui Marin Preda. Tatăl lui Marin Preda, Tudor Călăraș. Ei, cam asta e istoria. Și mai vreau să spun acum, fiindcă m-am întâlnit acum, s-a dat faca la voiată și m-am întâlnit cu câțiva copii care au făcut în pandemie studii și cum a fost? A, ușor, pe stradă, era chiar la lume. Pornele lui Paul Goma, că și el a fost învățător acolo, când a intrat prima oară la facultate, sub primul tot. Și zic, cum a fost? Eu, curioasă, am fost profesoară de română. Și zice, a, ușor, ce v-a dat? Mare cu noroc. Și zic, altceva ce alții. Eu îl iubesc de slab și moara cu noroc e o capodoperă, dar să rămânem tot la moara cu noroc. Și zic, dar cum a fost anul ăsta? Zice, am avut 6 scriitori. Și zic, Marin Preda a fost între ei, nu. Nu, atât tu poți să verifici dacă o fie așa sau nu. 6 scriitori, precum am dat mai bani. Sau voi toți. Din toată literatura, de la Dimitri, ce Dimitri e ca genul? Ne-ai cunoscut?
ce, în scrisoarea lui Iac și tot mai departe. Și anul ăsta s-a dat bacul doar cu 6 scriitori din program. Atâta s-a scris. Și ce s-a scris în aceștia? Jos acolo sunt expoziții, sunt cărți despre Marin Preda, toate din biblioteca mea mai aveam încă vreo 20, dar lista, cel care a întocmit o bibliografie și a scris foarte frumos, adică documentat despre Marin Preda, o bibliografie generală, este Stan Băi Cristian, un fost profesor din Roșiori, care stă la Biblioteca Academiei, nu anunță, cum anunță Cristoiu, tot la Biblioteca Academiei, și a scris, nu numai în țară, tot, eu am găsit articole despre cartea mea, de care nu știam, le-am găsit acolo. Deci, tot ce a scris Marin Preda, ce a publicat Marin Preda, ce s-a scris despre Marin Preda, ce s-a scris în străinătate, și are o listă de vreo 74 de cărți publicate de când trăia Marin Preda, nu, de când a murit Marin Preda și când a zis. Și din lista asta m-am uitat ce am acasă și ce am considerat eu așa o selecție strict subiectivă, le-am pus acolo. Nu toate sunt de aceeași valoare, dar cele mai valoroase e cartea lui Vasile Popovici, dintre cele mai așa, Monica Spiridon, chiar și Mihai Ungheanu, care rezistă și azi, prima monografie despre Marin Preda, vocație și aspirație, n-ai ce să schimbi în ea, am recitit-o și am republicat-o după ea Ungheanu, la editura. Da, e scrisă foarte devreme, în 75 sau așa ceva, ce spun? Înainte ca Ungheanu să devină ce-a devenit. Păi atunci Ungheanu era foarte apropiat și Marin Preda era apropiat de Lucea Corunc, acolo răspundea la întrebările care au pus până la urmă la imposibil la întoarcere și republica în foi de ton, adică săptămână de săptămână în Lucea Corunc. Nu scântea tineretul? Nu, Lucea Corunc. Ideea că a fost foarte apropiat și Ungheanu, în vremea aceea, chiar era și la Trecia, ori la sfârșit, când eu l-am întrebat care sunt prietenii tăi acum, cam un an înainte, mi-a zis Cezar Ionescu, Mariu Predă, Eugen Simion, Românicea. Bun. Din toate cărțile alea, în anii după Revoluție, nu știu dacă ai, chiar o să-ți trimit lista și să-mi spui pe care sunt teze de doctorat, niciuna la Eugen Simion, eu n-am verificat, dar ar fi reverificat standard lista. Niciun doctorat al lui Eugen Simion nu și-a dat teza de o fi adevărat, o filmați, nu știu, smog, să se apere Eugen, dar pe mine m-a surprins lucrul acesta, plus că Eugen a tot anunțat un interviu că va publica marea monografie Marin Preda. Da. Deci asta e altă durere a mea și că nu are o casă în memoria. Am murit Ion Besoi, o are casă în memoria. Le-am văzut eu cu ochii mei, prin țară, Constanța, unde am murit Jean Constantin, are casă în memoria. Dumnezeu să-mi ierte, Cezar Ionescu n-am știut că a stat în casa lui Victor Eșfin. A făcut fata lui și era toată înfiată, a făcut muzeu Victor Eșfiniu Cezar Ionescu, să mă duc să-l vizitez, am vorbit și cu fetele. Am zis, nu se poate, n-are unde, n-au copiii unde să facă această casă memorială, pentru că pe aia unde au cumpărat-o la Bântutu și nu mă gândesc că cel mai bine, am și discutat cu domnul Ion Cristescu, se poate face la Mocș. Se poate face la Mocoșoaia. Camera în care am luat, tot partea aia a palatului, azi e hotel. 4 stele, 5 stele, nu mai știu. Ei, o cameră de acolo ar putea fi și reconstituită. Camera. Am fost la Davos. Pe urmele lui Thomas Mann, l-am fixos la Cadiosa, sunt pe urmele scriitorilor. Tot sanatoriul din Muntele Vrăjit e hotel, tot de 5 stele. Dar se păstrează camera, au reconstituit-o, în care a stat soția lui Thomas Mann, se face circuitul de la gară, la Răsura, mergeai acolo, am fotografii făcute acolo, deci s-ar putea face și la Mocoșoaia. Să sperăm, nu am zis, am centenar, așa încercat, să zic, când a fost 1908, începe cu un an înainte, nu, atunci dăm toți grămadă când se închinesc 100 de ani și gata, uităm pe urmă. Am trecut și a scris un rând, în nicio revistă literară, că s-au primit 40 de ani de la moartea lui Preda, a scos Eugen Simion un număr în care de critice foarte bun dedicat prima lui Preda, dar în august, de ziua de naștere. Și atunci, din nou, mulțumesc din suflet Muzeului Literaturii, dar și vouă, că ați avut răbdare, nu v-am plictisit prea mult, filmul e făcut, eu am lucrat la televiziune în 95 prin concurs, pe nu,
12 oameni la Tatăl Compus. Mă știa eu, au fost 12 oameni în juriu. Mă știa eu Sipsama de la TV7 ABC și mi-a spus. Dar cum a scris într-o carte peste 2 ani, avea el și Montana Jumalele. S-a prezentat la Tatăl Compus Mariana Sipoș. Eu îmi pregătisem pentru un muzicolog, dar am văzut la TV7, știe să vorbească liber atât de bine, încât am angajat-o. M-am dus, de ce nu mi-a spus domnul Sam? Ei, să vii cu recunoștință, cu nu știu ce, după 2 ani m-am dus și l-am plecat. Ei bine, m-am angajat la 1 martie 1995 și pe 15 mai, eu eram la Siliștea Lumești, se vede casa, care acum e o ruină, cine știe ce era casă de paiantă, nu că a căzut varul, nu că a căzut paianta și să văd stâlpii de lemn. Ai ajuns acolo? N-ai văzut casa pe mare. Se vedea prin ea. Deci am fotografii și am pus să vedeți, dar nu era momentul, să vedeți cum se vedea prin ea. Casa e în patrimoniu național la Inspectoratul Județean, numai că aparține lui Tucă. Ori dacă Tucă a lăsat-o în baraj în vreo 10 ani și a fost căutat de primăria care acum are fonduri europene, eu nu înțeleg ce vrea să facă cu ea, de o ține și eu cred că există și o lege, o să cercetez acum, dar n-ai cu cine. Vorbim și de patrimoniul național, cam greu. Deci astea sunt durerile mele și am pus să vi le transmit și să ne mobilizăm atât cât vom putea, ca în anul acesta poate reușim să îndreptăm un pic din lucrurile acestea. Filmul e făcut din diverse secvențe, unele la Moroșoaia, se prezintă fiecare, nu mai știu, are la sub, are butinelă cine vorbește? Atunci e ok. Pe urmă, m-am dus la Moroșoaia cu Eugen Simeon și cu Stere Bure, o să vă spună despre cum a filmat Moroveții, Victor Repenciu, și cu Victor Repenciu, cu așa, și cu directorul complexului, ca să ne spună istoria acelui, că nu era marca Vitescu, era alături cine a fost la Moroșoaia și să vedeți, să mergeți, puteți să beți o cafea, vă plimbați prin parc. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc din suflet! Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim!